Bună seara și bine te-am regăsit! Cu multă iubire, sunt Loredana Latis și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach, și trainer, și speaker, și autor. Și acum te îmbrățișez cu mult drag de la sfârșitul zilei noastre numărul 4 din cursul de Practitioner Coach seria 17, în care am vorbit foarte mult și am învățat și am lucrat pe a pune întrebările potrivite și de asemenea cu foarte multe emoții de toate felurile, așa încât ideea este că așa cum îți pui întrebările, așa primești și răspunsurile. Acum să vedem dacă sunt întrebările tale sau sunt întrebările altora. Bun, hai să ascultăm acești oameni extraordinari, să vedem exact ce înțelepciune au, de la care și eu învăț foarte mult și te invit și pe tine, bineînțeles, dacă vrei. Hai să-i cunoști întâi. Ok, bună seara, dragii mei, din nou. Hai să vedem cine începe cu înțelepciunea seriei. Nu văd nicio mână. Începe cineva cu înțelepciunea serii. Cristina, România. Este un... Mihaela, o secundă. Mihaela, e microfonul deschis. E un microfon deschis. Da, gata. Cristina, te ascultăm. Loredana, în primul rând vreau să-ți mulțumesc. M-am tot gândit înainte să intru la acest curs online cum va fi, pentru că fiind la cel față în față, emoția a fost extraordinară. Ei, reușești și de data aceasta să transmiți o energie și o emoție extraordinară și îți mulțumesc din suflet. Legat de întrebări, pentru mine au fost trei întrebări importante care m-au pus pe gânduri și m-au ajutat foarte mult. Pot să le spun aici, cine este pe primul loc în viața ta, cine este pe al doilea loc în viața ta și cine este pe al treilea loc în viața ta. Vă invit și pe voi să răspundeți și să vă gândiți foarte bine. Eu m-am gândit și au fost extraordinare la momentul potrivit. Wow! Vă mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc, Cristina! Felicitări! Bun! Cine preia ștafeta? Repede, repede, repede! Alina, Belgia! Ce ți-ar place să creezi în... Mihaela! Ok, scuză-mă un pic, Mihaela. Deci, Mihaela... București, Timișoara, zi-mi. Ce ți-ar place să creezi în viața ta? Wow! Sau cum ți-ar place să fie viața ta? Wow! Sau ce minunății... Sper să mă gândesc un pic. Ce minunății miraculoase putem face astăzi cu grupul nostru? Wow! Stai că acum creier. Ce relații ți-ar place să-ți faci de aici încolo? Sau câți bani ți-ar place să ai în viața ta? Da, 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 foarte bine, foarte bine! Cât de clară ți-ar fi mintea? Cât de clară ți-ar fi mintea vis-a-vis de subiectul întrebări? Acum mai cred, gata, mai las pe alții. Ok, mulțumesc, mulțumesc, Mihaela, wow, ce întrebări valoroase, mulțumesc, mulțumesc. Alina, Belgia. Da, deci acum pe moment mi-a venit chestia asta. Nu știu, acum vreo lună de zile văzusem pe pagina ta o întrebare. Dacă azi ar fi ultima ta zi din viață, ce ai regreta? Deci și atunci, imediat a venit răspunsul că aș regreta că nu am mai apucat să fac cursurile de coaching. Vorbesc foarte serioasă și din ziua aia, pe bune, deci... Eram deja înscrisă, tot, nu... Dar atunci parcă s-a mai făcut odată în mine. A avut un impact foarte mare ziua aia. Wow! Mulțumesc! Felicitări! Felicitări, Alina! Mulțumesc! Bun, altcineva! Lucia, Spania! Bună seara! Eu de când am făcut prima dată cursul de coaching, mi-am pus întrebarea, după ce m-am trezit, ce vreau de fapt, să-mi trăiesc viața sau să mă trăiască ea pe mine ca și până în prezent. Și în fiecare zi descoper. Și mi-o pun ca să ne aduc aminte că eu am nevoie să mi-o trăiesc eu. Și în fiecare zi învăț. Vă mulțumesc! Wow! Felicitări, felicitări, Lucia, mulțumesc! Altcineva? Cine preia ștafeta? Daniel Londra. Bună seara tuturor! Înțelepciunea serii, din punctul meu de vedere, este a te descoperi pe tine însuți prin întrebări potrivite, dar printr-un răspuns pe care să ți-l dai ascultându-te în tăcere. Vă mulțumesc și vă iubesc! Wow! Mulțumesc! Mulțumesc, Daniel! Felicitări! Altcineva? Monica, Danemarca. Și apoi Dora, Spania. Bună seara, un frumos din nou! Haideți ca să vă zic ceva super tare. Zilele astea am avut o super conștientizare. Și am zis, întrebându-mă și lucrând cu mine, am văzut că buba era... În primul rând, nu trebuie să-ți fie rușine de tine ceea ce afli. Dacă ai făcut ceva, dacă ai fost abuzat. Exemplu, eu astăzi am conștientizat că azi a venit timpul ca eu să-mi dau seama că unul dintre părinții mei m-a abuzat sexual când eu eram mică, la 2-3 anișori. Deci, asta mi-a dat de gândit, în primul rând, pentru că ceea ce se întâmplă cu noi când suntem mici ne conduce toată viața. Intrăm în relații nesănătoase, ne lăsăm de abuzați de oameni în care profită și ne punem noi pur și simplu piedici și spunem că e ceva în neregulă cu noi. Pentru că tu ai trecut prin acea situație, spui, ok, eu nu merit să fiu fericită, eu nu merit să fiu iubită, eu nu merit să am un soț, eu nu merit absolut nimic. Doar pentru că ai trecut prin acea situație. Dacă stai și te gândești bine, acea situație a fost ca tu să ajungi omul care ești azi. Și să inspiri pe alți oameni și să dai un exemplu, pentru că noi creștem împreună. Și să nu-ți fie rușine, pentru că nu este nimeni perfect în lumea asta. Dacă știi vreun om perfect, spune-mi el și mie ca să pot să învăț de la el. Așa că, indiferent de ceea ce ai făcut, iartă-te, iubește-te și mergi înainte. Pentru că și eu, cu siguranță, voi avea ceva de învățat de la tine și nu doar eu, toată lumea. Așa că fii autentic, fii natural, spune lucruri pe față. Eu am scăpat de... Așa, nu mi este rușine, pur și simplu mă recunosc pe mine, mă iubesc pe mine așa și mă accept cum sunt eu. Și, în primul rând, că mi-am dat seama că sunt mult mai puternică și pot să trec peste orice obstacol. Așa că, om frumos, ia o lecție și învață de la noi. Dacă vrei să trăiești frumos și fericit, dacă nu... Ne auzim mâine seara. Așa e, mulțumesc, mulțumesc, Monica, și felicitări din suflet pentru curaj și pentru autenticitate. Felicitări din suflet, mulțumesc! Cu drag. Wow, 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 felicitări, felicitări. Ah, Doamne, ce bine să-ți iei viața înapoi. Da, mulțumesc. Ok, cine continuă? Dora, da, mă uitasem deja, scuze. Trebuie să pun de am aici ceas în față să... Eu m-am întrebat cu cine am ales să-mi petrec ultimele ore din viața mea, ultimele astea 4 ore. Nu cop să mor, nu, vreau să trăiesc, dar am cea mai bună companie, așa că vă mulțumesc, dragilor. Am avut niște emoții impresionante în timp ce vorbim cu Luca, așa că o să văd ce cu ele. Ok! Ia, mulțumesc, mulțumesc, Dora, mulțumesc! Felicitări, felicitări! Bun, cine preia ștafeta? Gabi. Dumitra. Cine zicea? Ok, Gabi. Dumitra. Dumitra, ok, Dumitra. Pentru că nu știu ce să aleg pentru mine, să rămân sau să plec de relație, aș vrea să-mi răspund la întrebarea ce știu când nu știu. Mulțumesc! Wow! Felicitări! Felicitări! Mulțumesc, Dumitra! Bun, Gabriela, Italia! O seară plină de emoții, foarte frumos, foarte... Dar fetele, minunate, minunate de adevărat, pentru că curajoase, puternice, au trecut deja pe iste și asta este de minunat, minunat, într-adevăr. Întrebarea este, cum poți să fii mai bun în fiecare zi? În fiecare zi, cu tine însuți și cu cei de aici. Mulțumesc! Mulțumesc, băi! Wow! Felicitări, Gabriela! Mulțumesc, te iubesc! Felicitări! Wow! Cum poți să fii mai bun cu tine însuți și cu ceilalți? De fapt, dacă ești cu tine însuți, garantat ești și cu ceilalți. Ia! Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc! Altcineva? Justinia? Belgia? Sandra, să închizi microfonul, te rog! Eu am rămas la tăcere, am rămas la liniște, la pace, metaforele mele, nu mai știu ce înseamnă. Pentru mine înseamnă pur și simplu o stare de bine. Și întrebarea mea este ce să fac ca să o păstrez pe starea asta de bine. Și mi-am găsit și răspunsul acum imediat. Mai am de practicat tăcerea. Vă iubesc! Wow, felicitări! Așa este! Așa este! Felicitări! Mulțumesc, Justinia! Bun, altcineva! Simona, Italia! Eu am o grămadă de idei la fel ca de fiecare dată. Acum, abia aștept, deci sunt foarte curioasă. Astăzi, din cauza că am lucrat cu 3 dintre colegele de aici, mi-a plăcut să mă descos așa un pic, să ies din carapace, eram bine ascunsă. Sunt curioasă să mă mai descoper, abia aștept să lucrez cu fiecare din colegi, pentru că eu personal am nevoie de diferite variante, fiindcă, cum ziceai, nu am mai schimbat casa de circa 12 ani și deci m-am învățat să mă ascult așa de bine și abia aștept să văd variante diferite și să văd ce e nou, ce e nou. Deci eu abia aștept să lucrez cu mine și întrebarea mea, să zicem, nu aș zice întrebarea mea, repede, ceea ce simt din nou și îmi dau răspuns singură, să am încredere în ce simt și să mă las condusă de mine, de ființa mea. O seară bună! Felicitări, mulțumesc, mulțumesc, felicitări! Bun, cine continuă? Steluța și apoi Sanda. Eu descoper și redescoper cât de importante sunt anumite lucruri în relația de cuplu. Iar eu i-aș invita pe cei care își încep o relație de cuplu să se întrebe ce își doresc ei cu adevărat de la acea relație de cuplu. Și apoi să-și meargă mai departe. Yeah. Dacă sunt în concordanță răspunsurile. Seară bună, vă iubesc! Felicitări, mulțumesc, mulțumesc! Wow, într-adevăr! Wow! Sanda și apoi Carmen. Sanda, microfonul! Așa. Deci, eu încă sunt foarte emoționată să vă vorbesc în fața camerei. Voi depăși. Ce vreau să spun? Două lucruri. Că aici descoperim să ne scoatem la lumină toate binecuvântările travestite din viața noastră. Așa văd eu coaching-ul. Și Și am citit o frază care parcă mi se potrivește să-mi fie moto și am să citesc. Secretul succesului este să fii capabil în fiecare moment să sacrifici ceea ce ești în favoarea a ceea ce vrei să devii. Mi-a plăcut foarte mult. Cam atât. Mulțumesc! Wow! Felicitări! Felicitări! Și uite, așa se scapă și de atașamente! Felicitări! Mulțumesc, Sandra! Cine am zis? Carmen! Carmen! Bună seara, dragilor! Am fost într-o companie selectă seara asta, din nou, și îmi face mare plăcere. Și țin să aduc recunoștință tehnicii care face posibilă toate acestea. Și ca întrebare aș spune cum pot să fac să am relații sănătoase. Cu mine însă și cu cei din jurul meu. O seară minunată vă doresc și abia aștept să ne întâlnim mâine seară. Numai bine! Wow! Felicitări, Carmen! Mulțumesc! Mulțumesc și într-adevăr tehnica asta să-i dea Dumnezeu sănătate celui care a inventat internetul și restul. Că sunt geniale, iar platforma asta așa de simplă e... Wow, da, într-adevăr. Și eu sunt foarte recunoscătoare tehnici, că altfel cum ne uneam noi așa rapid din toate colțurile lumii și țării. Mulțumesc, Carmen, da? Bun, cine continuă? Mai continuă cineva? Cornelia. Bună seara, dragilor! Da, încă o zi foarte, foarte interesantă și plină de emoții cu toți colegii și cu tot grupul. Ce vreau să spun este că în momentul în care îți pui întrebări, înseamnă că ești și pregătit să primești niște răspunsuri. Dar este foarte important să fii sincer cu tine însuți și să le asculți. Și să vezi ce faci cu acele emoții, ce faci cu acele comportamente, dacă le schimbi, dacă nu le schimbi și ce faci mai departe. Este foarte important. Întrebarea mea pentru mine însă este care este scopul meu pe acest pământ și ce am învățat din experiențele mele. Vă iubesc și o seară minunată! Wow! Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc! Super! Super! Bun! Altcineva? Cine preia ștafeta? Haideți, haideți, dragilor! Mai e cineva? Ultima strigare! Mai e cineva? Ok! Bun! Să întorc camera. Așadar, dragă, un frumos observ că noi aici creștem cu metri, nu așa? Cu un metru, cu doi, cu cinci în fiecare seară. Ceea ce se întâmplă este extraordinar și sunt foarte recunoscătoare că suntem aici și creștem împreună și împărtășim cu dăruire și cu iubire și cu sinceritate din ceea ce suntem și crede-mă că indiferent prin ce ai trecut, indiferent prin ce treci, meriți și poți să fii un om fericit, să te iubești, să te accepti așa cum ești și să te descoperi că de fapt ești un om genial și extraordinar, indiferent de lucrurile care s-au întâmplat, care unele sunt atât de dureroase de te urmărești toată viața, dar din fericire reușești să rezolvi. Așadar, cu mare drag, dacă vrei, te așteptăm în comunitatea noastră extraordinară cu multă iubire și cu multă învățare, mai ales cu multe lucruri de făcut, evident, și de conștientizat. Te aștept cu mare drag la următorul curs de Practitioner Coach, care începe în 24 mai 2017 în București, sau la următorul curs de reprogramare mentală prin tehnici de NLP, care începe în 8 mai tot anul acesta în București. Detalii găsești pe AcademiaDeCoaching.ro sau 0752 163 163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și îți doresc o seară superbă și cu multă dăruire. Ți-am dăruit aici, ți-au dăruit colegii mei extraordinari deja câteva întrebări ca și sugestie pentru a te gândi, că noi ne gândim, eu mă gândesc la ele, așa încât spor la treabă. Pup, pa!